Tot mai mulți copii vor să calce pe urmele săritorului Iulian Pâtea și probabil că aceste imagini sunt elocvente. În timp ce dinamovistul râșnovean se află la Olimpiada Albă din Rusia, edilii orașului său natal și-au respectat calendarul competițional și-au pus la bătaie trofeul tradiționalei întreceri, Cupa orașului Râșnov, competiție derulată pe două dintre cele patru trambuline, 15 respectiv 70 de metri și rezervată categoriilor copii, școlari, tineret și open, atât la băieți cât și la fete. Am putea spune că este o mare bucurie, chiar dacă el a lipsit, fiindcă el ne reprezintă cu cinste la Olimpiada Albă de la Sochi. Mă bucură foarte mult că văd că avem o bază din ce în ce mai mare de selecție. Îndemn și pe vecinii mei, pe primarii din jur, să sprijine sportivii și să facem în așa fel încât să avem o bază de selecție din ce în ce mai mare, fiindcă am toată convingerea că viitorii campioni nu sunt neapărat la Râșnov. Sunt foarte mulți copii talentați care au un genetic foarte bun și cred că acești copii pot fi oriunde în localitățile învecinate și cred că ar fi foarte bine să fructificăm această bază frumoasă care o are Râșnovul și o punem la dispoziție gratuit tuturor celor care vor să practice sportul de iarnă, în așa fel încât să descoperim noi talente și să ne reprezintă la nivel mondial și european și, de ce nu, la Olimpiadă. Prichindeii s-au întrecut evident pe trambulina mică, acolo unde întrecerea fetelor cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani a avut înscrise în competiție 10 concurente. După cele două sărituri pe care le-a efectuat fiecare în cadrul concursului, clubul organizator Dinamo Râșnov, împreună cu antrenorii Gheorghe Gerea și Constantin Beldea, și-au trecut în cont și prima victorie. La numai 10 ani, Madalina Demșa a reușit cel mai bun punctaj și s-a impus la această categorie. A fost plăcut, a fost o experiență deosebită, mă bucur foarte tare că am câștigat. Și am fost cea mai bună din categoria mea. În întrecerea similară a băieților, 15 săritori s-au bătut pentru prețiosul trofeu, care și la această categorie a rămas în vitrina clubului râșnovean, după ce Florin Feroiu, la cei 10 ani pe care îi are, s-a dovedit a fi cel mai bun. A fost un concurs frumos și m-a străduit să câștig locul întâi. Aceeași vârstă o au și băieții înscriși la categoria școlari 1, în număr de 8, o întrecere la capătul căreia Mario Butaru a adus cea de a treia victorie în contul clubului sportiv școlar Dinamo Râșnov. A fost destul de greu, am avut noroc fiindcă a căzut Sândulescu la o săritură și concurenția a fost destul de bună. I-ai bătut pe toți? Da. A fost foarte greu. Competiția băieților 2, număr de 11, s-a derulat pe trambulina de 70 de metri, acolo unde clubul organizator Dinamo Râșnov a fost nevoit să se mulțumească de această dată cu locul al doilea, ocupat de Daniel Cacina, în timp ce victoria i-a revenit reprezentantului clubului sportiv Săcele, Andrei Feldorean. Un concurs bun, mulți spectatori, trambulina bună și mă bucur că am ieșit pe loc întâi. A fost o competiție bună. Un început de sezon foarte bun pentru mine și să sper că o să fie la fel și în continuare. Pe aceeași trambulină, Open-ul băieților a fost câștigat de Remus Tudor de la CSU Brașov, în timp ce întrecerea masculină a categoriei tineret i-a revenit reprezentantului clubului sportiv Brașovia, Ștefan Blega. A fost destul de bine, condițiile foarte bune și mă pregătesc cu nerăbdare pentru Festivalul Olimpic de la anul și nu promit o medalie și vreau să mă întorc cu o medalie olimpică. În fine, Open-ul fetelor pe trambulina de 70 de metri, în care au fost înscrise 9 săritoare, a fost câștigat de Carina Militaru, care a bifat această victorie în contul celor de la Brașovia. Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, deoarece am avut parte de niște sărituri foarte lungi și bune pentru mine. Și mă bucur pentru că am obținut locul 1. Complexul de trambuline de la Râșnov va fi foarte solicitat în continuare, cu întreceri cuprinse în calendarul Federației Internaționale de Sărituri, dar totul va culmina cu etapa de cupă mondială rezervată fetelor pe trambulina de 100 de metri, competiție programată la 1 și 2 martie.